sau împreună cu părinții ori familia. Genul programului. Pamflet. Să trăiți, dragi prieteni, avem într-adevăr așa impresia că suntem pregătiți, întrucât sunt și reviste, sunt și suficiente ziare, parcă un pic mai multe decât altă dată. O să vedeți, au început să apară până la urmă și broșurile pentru Crăciun. De exemplu, nu arată chiar așa de rău, e un fel de colecție corporate asta, gift ID. Cadouri de Crăciun, tată. Da? Deci pe masa noastră. Sigur că e mai interesant până îl răsfoiești, pentru că cadourile de Crăciun sunt toate cele la care ne gândim de atâta timp. Cozonaci, sticle de alea de vin care n-au nicio valoare efectiv. Niște globulețe dintre astea, un pic de beteală în jurul lor. Niște ciocolată de aia no name, nu sunt excepționale nici măcar în mediul corporate sau poate tocmai din acest motiv că ea nu pun foarte mare preț pe conținut, ci doar așa pe superficial. Bun, da, haideți să ne întoarcem în actualitate. Am selecționat câteva dintre declarațiile șoc ale fostului premier Victor Ponta, care este omul în centrul acțiunii, pentru că el decide, el taie și spânzură, apropo de investirea guvernului Orban în zilele viitoare, și lansează câteva propuneri interesante, Victor Ponta. Păcat că nu putem să le comentăm, în sensul că nu avem cu cine. Dar era interesant aici o dezbatere pe tema asta. De exemplu, zice Victor Ponta, nu va trece guvernul Orban. Iar Klaus Iohannis nu-l va mai propune a doua oară tot pe Petrică Orban ăsta. A doua oară ar putea să propună pe altcineva. Cine ar fi acest nume? Păi, de exemplu, zice Ponta, Ilie Bolojan, sau poate n-am pronunțat corect, mai degrabă Ilie Bolohan, pentru că J-ul în limba spaniolă, trebuie să știe Victor Ponta, se pronunță H, primar de Oradea. Un nimeni. E adevărat, cum ar suna Ilie Bolojan premier. Ăsta ce că ar trece fără probleme, spune Ponta, tocmai pentru că probabil orgoliile ar fi mai mici în a-l desemna pe Bolohan ăsta sau Bolojan decât pe Ludovic Orban. Nu vom vota guvernul Orban în Parlament, n-avem cum. Întâi să vedem ce promite și ce vrea să facă domnul Orban. Păi de promis știm ce promite. Bănesc că sunteți la curent, domnul Ponta, dar faceți pe neinformatul, întrucât și noi am aflat ce promite guvernul Orban. Promisiunile sunt bune. Le-am citit zilele trecute, sunt peste medie. Promisiunile, în orice caz, mult peste cele pe care le promitea guvernul Dăncilă sau mai înainte guvernul Tudose. Promisiunile stau bine în picioare. E adevărat, trebuie să vedem ce face, dar nu putem să vedem ce face decât dacă îl înscăunăm. Întâi trebuie să fie premier pentru a vedea ce face. Deci asta n-am prea înțeles-o. O altă condiție pentru intrarea pro-România la guvernare: impozitarea diferențiată a salariilor și creșterea diferențiată a pensiilor. N-aș comenta, nu mă interesează subiectele astea. O să vă spun imediat de ce. Ok? Alt capitol, trebuie să stăm în opoziție până în 2024. Da, e un an important, 2024. Sunt Jocurile Olimpice de vară la Paris. Important. Guvernul Orban este doar o continuare a instabilității, spune Victor Ponta, dar aici cred că l-ar contrazice amicul nostru Sabin Orcan, unul dintre jurnaliștii bătrâni ai presei noastre, dar bătrân în sensul bun, popular al cuvântului, în sensul că verde, foarte viu, așa, n-am văzut niciun fel de idee despre ce urmează. A spus Victor Ponta, cam revanșard, așa, cam neinformat. Guvernul Orban este doar o continuare a instabilității. Asta iarăși nu putem ști. Nu putem ști pentru că trebuie să-l vedem la lucru. Și acum vine marea frază. După ce ai luat 6 milioane de pui în monta, e cazul să fii smerit o perioadă destul de lungă.
a zis cu vorbele lui Victor Ponta, 6 milioane. Dar bănuiesc că alea 7,4 erau în celălalt buzunar. Deci până la urmă se neutralizează, se anihilează. Nu cred că e așa de grav. Păi hai să facem un exercițiu, domnul Puie. Deci, noastră aveați 7,4 milioane de lăudători, da, de susținători. Bănuiesc că îi aveți în continuare, nu s-a întâmplat nimic. N-am avut nicio știre nicăieri, pe niciunde. Cum că cei 7,4 milioane n-ar mai fi cu PSD-ul. Sau n-ar mai fi împotriva lui Nea Traian. Sunt tot acolo. Dacă sunt împotriva lui Băsescu, sunt cu Ponta. Bun, ați, pe de cealaltă parte, ați acumulat 6 milioane de colindători de ăștia cu Puie Monta, care nu reușesc nici măcar să contrabalanceze. Toți sunteți pe plus. Aveți așadar undeva la 1,4 rotund, aș zice chiar pe la 1,5, da? 1,5 milioane în plus după această balanță, după acest bilanț mai degrabă, între cei care vă lăudau și cei care vă criticau. Și asta depinde cine vă spală, depinde pe ce post apăreți. Dacă pică prima propunere, domnul Iohannis va spune: Ludovic, îmi pare rău, te-am propus, n-ai fost în stare. Nu cred. Nu cred că se va ajunge până într-acolo. Eu cred că Ludovic Orban trebuie încurajat, trebuie susținut, trebuie să-i se dea un pic de tonus. Există tonus de cumpărat. Astăzi poți să cumperi orice. Câțiva euro în plus și iei un supliment de tonus. Da? Nu se poate să-l alunge chiar în halul ăsta. PNL nu vrea alegerea în două tururi a primarilor. Veți vedea o migrație importantă a primarilor PSD la PNL, zice Ponta, aici am putea să-l credem. Despre Mircea Diaconu, dintre cei patru, e cel mai bun. E fără valoare această declarație, întrucât Diaconu e omul pe care ei îl susțin. Pe mine mă interesează, domnul Ponta, ce veți spune despre Mircea Diaconu peste 10 ani. Hai, peste 5 ani. Când evident nu veți mai avea aceeași părere despre el, întrucât nimeni nu va mai ști peste 5 ani ce face Mircea Diaconu. Vom face tot ce ține de noi să avem alegeri parlamentare odată cu alegerile locale. Ciudată și asta. Noi nu aveam așa ceva pe agenda, dar noi nu suntem jurnaliști bătrâni. Suntem bătrâni, dar nu suntem jurnaliști bătrâni. Poate doar ei să aibă o asemenea agendă. Mi se pare interesant asta cu alegerile respective. Nici Kelemen Hunor nu este de acord cu Ludovic Orban. Cei doi se pare că nu s-au înțeles. Nivelul relațiilor dintre PNL și UDMR este unul foarte scăzut, a zis domnul Kelemen Hunor. Și în aceste condiții, ori continuă discuțiile, dar nu văd unde s-ar putea ajunge într-un viitor apropiat, ori dacă nu, la revedere. Cea mai bună soluție în contextul unei înțelegeri parlamentare referitoare la susținerea guvernului PNL ar fi un acord scris. Asta vrea domnul Kelemen Hunor. Să aibă hârtia la mână, știm exact pentru ce îi trebuie, dar vrea o hârtie la mână, doar cu cine intră la guvernare. Nu am treabă cu celelalte partide. Nu pot să zic că ne-a amenințat, ne-a informat domnul Kelemen Hunor că nu este o amenințare. Asta noi de fiecare dată când ne înțelegem pe susținere parlamentară sau când suntem în coaliție, e o altă discuție. Atunci facem și un acord scris. Eu credeam că doar se vorbește în interiorul partidului, în exteriorul partidului, pe scările partidului, pe holuri, eventual pe acoperișul partidului, ca să nu vă audă nimeni. Na, prima oară când aud de acorduri scrise, au mai fost câteva. Da? Chiar și șeful statului, dacă nu mă înșel, a dat la un moment dat în scris că trebuie să se facă nu știu ce autostradă. Eu cred că va rămâne hârtia și o să ne uităm tot așa pe drum să vedem cam unde găsim autostrăzile respective. Da, poate sigur că nu este decât o părere și ne înșelăm. N-am comentat zilele trecute, dar aveam informația, desigur, cu Dan Marinescu, care nu cred că spune mare lucru publicului larg, fostul redactor șef al ziarului Adevărul, care va fi nou purtător de cuvânt al Plus, partidul condus de Dacian Cioloș, potrivit unor surse politice. Pe mine nu asta mă interesează, nu am treabă nici cu Dan Marinescu, care a dat kicks cam peste tot pe unde a fost. Îi se spunea la un moment dat cărătorul de geanta lui Mitrea.
ce odios. Sigur că după aia a ajuns redactor șef la Adevărul, dacă îi cărea geanta lui Mitrea. Acum se pare că ar fi omul Cristian Burci, cel care conduce Adevărul Holding și care se ocupă de Prima TV, și care Burci, la rândul lui, ar fi sfătuitorul numărul 1, așa se vehiculează, al doamnei Viorica Dăncilă, care, într-adevăr, a progresat enorm de când i-a devenit Burci antrenor. Așa este. E bine, apropo de Dan Marinescu ăsta, care fusese la un moment dat jurnalist la Dan Voiculescu, la jurnalul lui Voiculescu, ce mă deranjează pe mine așa ca perspectivă este faptul că Dacian Cioloș poate să ajungă oricând premier, n-ar fi o surpriză monumentală, și atunci probabil ca să-l răsplătească pe Marinescu, îl face consul. La asta mă gândesc eu. Acum hai să vedem cam pe unde ar putea un om totuși de anvergura lui Dan Marinescu să consuleze. Eu m-aș gândi, vă spun din capul locului ca să nu mai dăm cotită, mă gândesc direct la Montreal. Este practic cel mai interesant consulat de pe planetă, din punctul nostru de vedere, da, al românilor. Nu cred că există un loc mai călduț decât ăsta. Sigur că totuși în Canada mai ai un pic de lucru, adică nu e ca și cum e consul la Cape Town, da? La Cape Town e ocupat postul, știți, nu mai revin, e ocupat și ăla de la Shanghai sau e pe care să se ocupe. La Montreal a fost amicul nostru, Sheikaru, da? Dacă nu cumva îl confund eu, marele nostru cântăreț. El era consul la Montreal. E bine, de ce nu? De ce n-ar putea să ajungă Dan Marinescu într-o zi? Montrealul este la o oră de avion, chiar mai puțin, de New York. Deci el ajunge de la Montreal la New York cu avionul, cum ajungi de aici la Cluj. Poate să facă asta de 3 ori pe zi, dus întors, dar chiar să plictisește ziua respectivă și să va plictisi, stați liniștiți, destule zile în mandatul ăla care nu are limită. De asta mi-era frică. Imediat cum am auzit că a trecut să-i poarte vorbele lui Cioloș, care nu prea se exprimă, prea ai ce să bea, eventual să vorbești tu în locul lui, purtător de cuvânt la Dacian Cioloș. Dacian Cioloș nu spune nimic. Dar încă, nenotat, încă un jurnalist care trece totuși de partea cealaltă a baricadei, în sensul în care nu mai e de trăit, iată, în presă, și poate totuși politica asta să te mai scoată pe undeva. A, fug ca șobolanii băieții ăștia. Când încă mai este un pic de loc, încă mai este un pic de timp, nu-i așa? E bine să ai relații, e bine să-ți faci prieteni, că de-aia lucrezi într-un asemenea domeniu. Probabil că mulți se angajează în presă din cauza asta. Așa o fi. Și acum vă spuneam, și în politică te duci pentru funcție, pentru influență și pentru ciolan. Nu te duci ca să muncești și să iei un salariu de rahat. Bun, dar ajungem acum la niște cifre care o să vă uluiască, dragi telespectatori. Sunt cifrele pe care le vehiculam noi, nu clasa politică românească. Și o să vedeți acum că ajungem acolo, de asta vă spuneam că nu mă interesează foarte mult cu pensiile și cu salariile. Valoarea unui coș minim pentru un trai decent stabilită prin lege se ridică în momentul de față la 2500 de lei pentru un adult în România și la 6700 de lei pentru o familie cu 2 copii. De la 6700, ca la ofertele alea. Deci dacă nu aveți, ca și cuplu cu 2 copii, minimum 67 de milioane de lei lunar, nu duceți bine în această țară, ba o duceți chiar prost. Ba chiar prost de tot. Deci, atenție, fraților, din calculele pe care le-am făcut noi, cam 70% din populația României este sub această cotă. Dintre cei care sunt 70% dintre cei care sunt incluși în categoria asta. Adică un cuplu nu trebuie să fie căsătorit, dar să locuiești împreună și să ai 2 copii. Dacă n-ai minimum 6700 per foaie, așa, pe gospodărie, nu duci un trai nici măcar la limita decenței. Deci iată totuși cifrele de care discutăm. Nu că ți-a mărit ție pensia și salariul într-atât încât să mor de foame cu o lună mai târziu. Asta că vă mai dau niște cifre imediat. Deci, România este a doua cea mai săracă țară din Europa. Una dintre
țările cu o sărăcie lucie, practic, din acest clasament doar Bulgaria ar fi ușor, ușor mai săracă decât noi, dar clasamentul este cam același, deci diferența este minoră. Rătăcit un pic foaia respectivă, nu știu dacă o mai